ceva de la ea? V-ați întâlnit în noaptea aceea? Te-a surprins în timp ce îi furai bunurile? Îți pare rău pentru ce ai făcut? Îți pare rău pentru ce ai făcut? Da. Te-ai speriat când ai intrat peste ea în casă? Nu te așteptai să fii acolo? De ce ai spus că ai picat la mijloc? Ușor, ușor, ușor. Vă rog să ne eliberați. Bine, Romi. Vin tine, spui de ce ai omorât pe femeie. Ai vrut să o omori. Ce s-a întâmplat? Cine ți-a dat contul? De ce ai intrat în locuința respectivă? Mare să fiți respectat. Ieri dimineață, pe raza municipiului Dej, a fost efectuată o percheziție la domiciliul unui tânăr bănuit de comiterea infracțiunii de omor asupra unei femei. Este vorba despre un tânăr în vârstă de 27 de ani, acesta este cetățean român și este bănuit că a comis un omor la sfârșitul anului 2013 în Marea Britanie. Ieri, cu ocazia percheziției derulate, a fost pus în executare și un mandat european de arestare. Acest mandat a fost emis de către autoritățile din Marea Britanie. La activitățile derulate de către polițiștii români au participat și polițiștii din Anglia. Pledează vinovat și dorește să fie transferat în Marea Britanie pentru că acolo sunt toate probele. Aici n-ar putea să fie cercetat penal pentru o crimă. Pledează vinovat? Da, pledează vinovat, recunoaște, regretă fapta. A crezut că a uitat lumea de incident atâția ani? Ce a făcut el în acest timp? A stat în Anglia încă 4 ani după crima respectivă și s-a întors în urmă cu un an în România, unde s-a mutat cu noua prietenă. În Anglia a stat cu soția sa, a părăsit-o, ea a rămas cu 2 copii, drept pentru care l-a denunțat. Ce v-a spus? Ea l-a denunțat? L-a denunțat, da. Ce sub formă de răzbunare. Cum au reușit să ajungă anchetatorii la el după atâția ani? Ce știți? Soția sa. Soția la... De soția l-a denunțat, ți-au zis, fosta soție din Anglia. Da, a fost asoție, care de fapt e româncă, da, e româncă. Și l-a denunțat în formă de răzbunare? Da, a luat legătura cu familia lui Valerie și a denunțat crima. Pentru bani sau pentru a se răzbuna? Asta nu știu. Pentru asta. Nu știu dacă a primit recompensa. Nu știu. Mulțumesc. Asta nu apare în dosar. Radu, Cristina, Cora. Tatăl plătea pensie alimentară sau fi un motiv pentru care... Asta nu știu, nu știu. De-abia am aflat că avea 2 fetițe minore. Mulțumim. Că se cercetează acum o faptă de foarte mult timp și nu este cumva anormal să nu știe la 6 dimineața persoana pentru ce este făcută percheziția. Se întâmplă de multe ori să vorbim de infractori care au în minte mai multe lucruri pe care le-au făcut și n-au de unde să știe că azi la 6 a venit pentru fapta din 2013. Nu știm în momentul acesta dacă își asumă sau nu își asumă vina pentru acea crimă, însă este cumva tipic la aceste infracțiuni de spart locuințe, ca mai ales dacă persoanele nu sunt foarte experimentate și vorbim dacă este cazul de așa ceva de vârsta de 20 de ani, să se sperie foarte tare în momentul în care văd că în locuință este o persoană și să devină foarte, foarte agresivi. Dar această agresivitate nu este tipică infractorului care intră în locuință. Adică este de așteptat ca persoana care sparge locuințe să nu fie profilul agresorului
tipic, care, indiferent de situație, își pierde cumpătul. Este o agresivitate ce vine din frică, este o reacție la frică. Nu știam că se va întâmpla asta, m-a luat total pe nepregătite și reacționez agresiv. Deci poate să fie explicat așa. Un alt aspect care merită luat în seamă este că de multe ori dacă se comite o crimă, mai ales spontan, adică fără să-mi propună asta, fără să doresc, atunci când este prins infractorul, dincolo de faptul că este copleșit de tot ceea ce urmează, simte și o ușurare. Pentru că sunt puțini oameni și de obicei aceia au un diagnostic psihiatric care pot să trăiască liniștiți o perioadă lungă de timp cu o faptă atât de gravă și atât de condamnabilă. Deci există și o ușurare la nivel intern că gata, măcar am scăpat și acum orice ar fi, nu mai simt presiunea asta continuă. Credeți că știa că a murit persoana respectivă? În situația în care este cel care a săvârșit fapta, în mod cert știa, pentru că, din câte cunoaștem, presa a făcut destul de mare caz în acea perioadă despre acea crimă, deci este puțin probabil să nu urmărești măcar, dacă pleci cu un dubiu, ce s-a întâmplat cu victima. Sunt infractori care sună la spitale și uneori chiar așa sunt prinși, vor să știe ce s-a întâmplat. Cum l-ați văzut astăzi în fața judecătorului? Remușcări, n-a avut remușcări? Omul poate trăi și cu remușcări și cu sentimente de vinovăție. Cumva este o luptă între să mă apăr pe mine, unde intervine instinctul de supraviețuire, și să apăr latura mea morală. Și după cum știm, instinctul de supraviețuire este mai puternic. Nu trăiești bine dacă ești o persoană sănătoasă din punct de vedere psihic, dar trăiești și cu asta. A fugit de acolo pentru a uita sau pentru... Nu știm asta. Vedem că la acest moment este o persoană care și-a refăcut viața și indiferent ce a făcut la acel moment, nu știm cum s-a raportat la faptă. Până la urmă, trăiești sau nu vinovăție, trăiești sau nu remușcare, în funcție de cum te-ai raportat tu la faptă, dacă îți asumi vinovăția sau nu, în contextul care îmi spui, am fost pus, am făcut, este o probabilitate să nu-ți asumi în foarte mare măsură vinovăția, deci nu știm cum a trăit intern. Eu spuneam că în conversare pare pierdut, adică a acceptat totul, predare, fotografii, deci nu cumva este absent. Este o reacție tipică într-o situație de incertitudine totală, pentru că el este într-o situație de incertitudine totală și într-o situație în care nu știe ce se va întâmpla cu el. Omul nu reacționează normal sau tipic atunci când se simte în pericol și este pe un teren pe care nu-l cunoaște absolut deloc. Unii dintre noi suntem de acord cu absolut tot, da, 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 și spunem tot, alții dintre noi reacționăm foarte agresiv sau nu vrem să vorbim, să nu spunem nimica. Da, nu a fost doar în fața judecătorului, a fost și în fața presei, că a fost foarte multă lume în sală. Sunt foarte multe persoane timorate numai din prezența multor altora care sunt cu ochii pe ei. Cu atât mai mult dacă sunt în situații de judecată, de evaluare. Eu l-am văzut cu un comportament tipic pentru această situație. Ok, mulțumim. Haideți. Deschide ușa și ieșiți. Deschide ușa. Da. Haideți. 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 Da. Haideți